Salut! În acest video voi face teste pe amplificatorul pe montajul de amplificator cu TDA2030 și tranzistoare. Placa a fost proiectată pentru a putea fi montată în configurație stereo sau în punte. Eu am asamblat-o pentru a fi folosită în punte, adică ca și la celelalte montaje, am montat rezistența de defazare și nu am mai montat componentele de pe intrarea celui de-al doilea canal și condensatoarele de pe ieșire. Așa. Hai să-l alimentăm. Albul este plus, maro este minus. Ok, să pun și semnalul de pe intrare. Așa. Să-i dau și drumul să redea. Ok, este la minim. Să un Aici voi pune ieșirea, o ieșire, și aici voi pune cea a doua ieșire. Osciloscopul este setat să vadă ambele canale. Canalul 2 este să fie inversat și să le adune. Exact pentru a putea vizualiza configurația punte. Așa, să mă asigur că este la mijloc. Așa. Hai să-i dăm drumul. Dau drumul și la sursă. Așa. Și se vede că începe să limiteze undeva aproape de la peste 25 de volți de 25 de volți valoare de vârf. Așa. Hai să conectez și asta, cum îi spune, sarcina, albastru e bine, un canal și al doilea canal, trebuie să fie roșu, da. Se observă că a început să limiteze mai devreme. Așa. Hai să-i micșorăm semnalul ca să fie curat. Așa. Și avem 25 de volți pe diviziune. 25 de volți pe diviziune. Deci, 25 împărțit la 1,41, 17,73 ori împărțit la 8 egal 40 de W. Și 40 de W pe 8 ohm, asta este puterea pe ieșire. Așa, de încălzit se încălzește. Integratele se încălzesc, tranzistoarele frig. Așa, toată lumea e fericită. El consumă acum 30 de volți la 1,4 amperi. Deci nu. 1,5, deci 5 plus 1,25, 2,8 ori 30 înseamnă 84. Asta înseamnă că are randament
De 50%. Ok. Hai să îl opresc, să scot rezistența de sarcină și să cuplez un difuzor. Așa, să cuplez difuzorul. Așa, să ne asigurăm că oprim sursa de semnalul de sinusoidal. Ok. Să pun și egalizatorul. Nu aici, aici. Așa. Este foarte zgomotos, dar probabil că sunt bucle de masă și alte bălării. Ah, da, corect. Asta, egalizatorul nu este alimentat. Așa, hai să găsim ceva de ascultat. Să dăm la minim. Face cam urât.
Asta e interesant. Ok. Dacă tot e bal, bal să fie. Aici punem intrarea. Și aici punem ieșirea. Să-l alimentăm. Cred că am stricat ăsta. Și că asta ar putea să fi fost doar circuitul integrat. Să se fi pușit. O să-l verific. Să vedem ce mai putem să ascultăm noi aici. Exact.
Mișto. 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 Keep in touch.